Este inacceptabil ceea ce se întâmplă. UDMR-ul a afirmat în plenul Camerei Senatului că Ținutul Secuiesc există și că vor arbora drapelul drapelul Ținutului Secuiesc în țară oriunde. Este inacceptabil ceea ce se întâmplă în Senatul României. O să vă pun asta. Ba da, sunt, nu vă supărați, domnule președinte, nu treceți peste acest moment pentru că este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat. Este un act de înaltă trădare care s-a comis în Senatul României. De când există Ținutul Secuiesc, este inacceptabil să acceptați aceste lucruri. Nu se poate să acceptați ca UDMR-ul să spună că există Ținutul Secuiesc. Rușine să-ți fie, udemeristule! Ți-ai bătut joc și de maghiari și de români! Ținutul Secuiesc nu există! Rușine să-ți fie! Rușine să vă fie, UDMR-ului! Să te plătiți din bani publici! Rușine, Țanțoș Barna! Rușine să-ți fie! Trădătorule care ești! Ia-te la o parte! Ia-te la o parte! În baza cărei legi dumneata ați permis să spui că există Ținutul Secuiesc? Nu, dumneavoastră ați făcut un act de trădare azi aici. Nu vă e rușine? Cum vă permite să spuneți că există Ținutul Secuiesc? Cum vă permite să spuneți că există? Nu există! Ești un trădător! În care lege există Ținutul Secuiesc? Nu-ți trebuie? Zău, de ce? Care istorie? Aia care o falsificați voi? Adevărată, nu ți-e rușine? Ești un trădător al României și al Ungariei pentru că vă bateți joc de udemeriștii voștri. Cum vă permiteți să spuneți că Ținutul Secuiesc există? De unde aveți drapel? Nu ți-e rușine? Decent în fața actului de... Nu ți-e rușine să spui că există drapelul Ținutului Secuiesc?